schimb bara formei. Ai de foarte rău vins, dragă Carla, și îi vei păcăli pe toți. În grădina palatului se află un malvago puternic în pietrica o statuie. Un malvago ne-ar ajuta să ajungem la tezaur și să furăm tiara. Vrăjitorul regal are poțiunea de inversare. Ascensiunea vrăjitoare. Conform legendei, un explorator a fost trimis printr-un decret regal să cerceteze pământurile neumblate. Cu inima strântă, soția lui plângea în continuu și lacrimile ei pline de dragoste au ajuns pe pământul sterb. Știu, nu? Devine și mai bună. O, atunci continuă. Când exploratorul s-a întors în sfârșit, pământul era acoperit de floarea soarelui, planta preferată a soției. Dragostea ei a făcut ca pământul să dea primele roade. Și despre asta e vorba la festivalul Ploi Soarelui, despre dragoste și noi începuturi. Ce poveste frumoasă! Chiar m-a umplut de lacrimi. Părinților mei le plăcea atât de mult, încât aveam și un cântec inspirat de poveste la fiecare festival al florii. E primul an în care sărbătorim fără ei. Îmi pare rău. Mulțumesc, Naomi. Prințesa Elena! Armando! Palatul arată grozav. Mulțumesc, majestate. Cântăreții și muzicienii vor ajunge într-o oră pentru repetiții. Oh, vă rog, le iau eu. Nu, acum! Rita? Rita! Scuze! Poftim! Stai, ce e cu părul tău? Soarele îmi închide părul. Ei, am plecat! Pa-pa! Nu uita să lucrăm la decorație mai târziu! Comod, papa. Și tu trebuie... Și tu trebuie să furi poțiunea maruviană de desfacere, să putem elibera malvagul. Shuriki o să-și piardă răbdarea. Am pierdut-o deja. Shuriki, îmi mai trebuie poțiunea de schimbare a formei. Vraja dispare. A cui e vina, Carla? Ești Rita de săptămâni întregi. E atât de greu să fur o poțiune de la un vrăjitor mic? Am încercat! Dar Elena m-a pus să pregătesc festivalul ăla al florii de mâine. A invitat tot regatul și dacă trebuie să mai decorez un singur afiș... Stai! Ai invitat tot regatul? Deci porțile vor fi deschise pentru vizitatori. Da, cum altfel să intre? Dintr-o dată mă simt... festivă! Tu? Festivă? Tu simți? Am un plan nou. Mâine, Victor și cu mine vom merge la festival cu ceilalți petrecăreți. Dacă nu fur poțiunea până atunci, o voi fura chiar eu. Pot să o fac! Oricum, mâine, statuia se va retransforma în fiero și el va fura piatra magică pentru noua mea machetă. Apoi cucerim Avalorul! Apoi cuceresc Avalorul! Și voi veți deveni în sfârșit malvago. Dacă nu stricați totul. Poftim, acoperă-ți părul și întoarce-te. O să iau poțiunea aia. Ne vedem la festival.